asupra legii. Analizând legea, la articolul 53 aliniatul 1, am constatat că se instituie vârsta standard de pensionare la femei și bărbați la 65 de ani. Sunt un susținător fără rezerve a egalității de șanse, dar și a egalității de tratament în fața legii pentru femei și bărbați. Nu pot însă să nu analizez realitățile socioeconomice din România. Și să constat că totuși femeile au o situație mult mai grea decât bărbații, plecând de la premisa că aici discutăm despre femei care au serviciu, trebuie să recunoaștem că realitatea socială din România ne arată că o femeie care are serviciu în sectorul privat sau în sectorul de stat mai are și un serviciu acasă, fiind prima și cea mai importantă responsabilă de gestionarea treburilor casei, de creșterea copiilor. Deci femeile fac o dublă muncă în România. Chiar legea, la articolul 56 aliniatul 4 și la articolul 60 aliniatul 2, instituie diferență de tratament între femei și bărbați. Dacă ne referim, spre exemplu, la balerini și balerine, vârsta de pensionare diferă între femei și bărbați, sau dacă ne referim la militari, vârsta de pensionare diferă între femei și bărbați. În aceste condiții, am hotărât să retrimit Parlamentului legea pensiilor, considerând oportună modificarea articolului 53 aliniatul 1 al legii, în sensul stabilirii vârstei standard de pensionare pentru femei la 63 de ani. Deci, propun Parlamentului să analizeze posibilitatea de a reduce vârsta de pensionare pentru femei de la 65 la 63 de ani. Aici mai este un argument. Dacă priviți la legea actuală, la legislația în vigoare, femeile se pensionează la 58 de ani, bărbații la 62 de ani. Prin legea care mi-a fost trimisă la promulgare, practic, la bărbați este o creștere a vârstei de pensionare de la 62 la 65, deci 3 ani, iar la femei ar fi de la 58 la 65 de ani, deci 7 ani, o creștere de 7 ani. Cred că toate acestea, plus argumentele pe care le-am adus mai înainte, îndreptățesc o analiză de oportunitate a propunerii pe care o fac Parlamentului ca vârsta standard de pensionare pentru femei să fie de 63 de ani. În acest sens am și semnat adresa către președinții celor două camere și sper să fie de acord cu o reexaminare rapidă a articolului 53 alineatul 1. De la votul din Parlament și până astăzi, au fost numeroase dezbateri publice, unele foarte serioase, asupra modului cum s-a votat în Parlament această lege, și au fost și abordări ridicole ale pensionarilor, abordări ridicole ale politicienilor. Mă refer aici în mod deosebit la liderul PSD și la liderul PNL, care nici mai mult, nici mai puțin
îmi cer să arbitrez în interiorul unei camere a Parlamentului. Acest lucru nu este posibil. Președintele României nu se poate implica în activitatea internă a unei camere a Parlamentului sau a Parlamentului în ansamblul său. Liderii Ponta și Antonescu au posibilitatea să se adreseze Comisiei de Disciplină a Parlamentului pentru a rezolva problemele de litigiu între grupurile parlamentare. Cred că cei care vorbesc despre dictatură, în mod deosebit cei doi lideri, nu înțeleg să creez precedentul ca președintele să se implice în activitate internă a Parlamentului. Asta ar fi dictatură. Și îi rog să gândească cu seriozitate asupra ceea ce își doresc. Eu nu-mi doresc să interes viața internă a Parlamentului și nu numai că nu-mi doresc, nu am nici dreptul conform Constituției. Puterea legislativă este separată de puterea executivă din care face parte președintele României. De altfel, cei doi lideri sunt și foarte contradictorii. Când le-am trimis pur și simplu o adresă care viza urgențe legislative ce făceau parte din angajamentele internaționale ale României, țipau pe la toate televiziunile că președintele se amestecă în viața Parlamentului și face Parlamentului program. Iar acum încerc nici mai mult, nici mai puțin să vin să o fac pe chestorul Parlamentului. Să vin să-i sancționez, poate. Cred că esențial este să ne păstrăm decența, indiferent care ne sunt interesele. Iar din punct de interese, trebuie să vă spun că acest incident interparlamentar mi-a arătat cât de jos pot coborâ unii politicieni. Să negociezi pe bani alocați fiecărui parlamentar votul în defavoarea celor pe care pretinzi pe urmă că îi susții este cea mai de jos abordare pe care o poate avea un parlamentar. Și îi compătimesc pe cei care au vrut să-și vândă voturile pentru bani, lăsându-i pe pensionari neapărați. De asemenea, dacă mi este permis, aș mai face o remarcă legată de regulamentul Parlamentului pe care îl cunosc și am fost 8 ani parlamentar. Participarea la vot este obligatorie. Așa e în regulament. Iar recomandarea mea către Ponta și Antonescu nu este decât o simplă chemare la decență. Eu vă mulțumesc. Legea pleacă înapoi la Parlament cu propunerea de modificare a vârstei de pensionare pentru femei de la 65 la 63 de ani. Vă mulțumesc!